Salutare, prieteni! Bună ziua, prieteni, pe YouTube-ul lui Leo. Vă filmăm și noi că suntem supărați, prieteni, nu vă supărați. Nu vă supărați, prieteni, că nu vă spunem când va fi timpul să vă povestim, vă povestim noi. Nu vă luați după dușman, după toți care ce spune ca să facă vizări. Toți care spune să facă vizări, toți nenorociți, vrea să facă și ei vizări după copilul meu. Toți nenorociți, toți trebelați, făcu YouTube după copilul meu. Nu vă luați după toți. Când o fi să vă povestesc, în momentul vă povestesc eu adevărat ce iese. Înțeles? Dar sunt năcăjită, să știți, și nu pot să vă spun nimic. Acum sunt năcăjită, sunt pe drumuri. Înțelegeți, prieteni? Sunt pe drumuri, sunt năcăjită, sunt mai de capul meu. Când o fi momentul, vă povestesc eu ce s-a întâmplat și cum este. Să mă credeți pe mine, nu pe cine vorbește, sâcă ăla ca să facă mizeri. Sâcă ca să facă mizeri. Nu face mizeri cu sorul sa, cu copilul meu face mizeri sâcă. Înțelegeți, prieteni? Când va fi momentul, vă spune adevărat ce este. Sunt năcăjită, sunt pe drumuri, sunt, n-ați văzut cum sunt amărâtă de o săptămână, de două. Sunt drum amărât. Da. Și o să vă povestesc eu. Da, măi, prieteni, când e momentul, știți că noi v-am povestit. Când e momentul, vă povestesc eu tot. Așa și cu patrona, când trebuia să iese. Am mers să iau sobiță, n-am mai luat nicio sobiță. Când am auzit acolo niște probleme, o să vi le povestesc eu. Problemele mele, n-am mai ajuns sobă, n-am mai ajuns nimica. Și vă povestesc eu când am, ce probleme am. Înțelegeți, prieteni? Nu mai marge, m-am dus după sobă, până m-am dus la aeroport. N-am mai făcut niciuna. Cam zăpăcit de tot, am nebunit. Nu mai marge de nimic, sunt năcăjită. O să vă povestesc eu momentul. Da, măi, prieteni, și când eu o să vă povestesc cu patroana tot... Momentul ce sunt năcăjită, da. De două săptămâni numai pe drumuri sunt. Și chiar dacă e ce e, nu e normal să vorbească alții despre problemele, da, noastre din familie. Da, nu-i bine să vorbească toți de pe copilul meu, că nu-i fiecare bine. Fiecare să-și povestească de problemele lui. Că sănătatea e mai mare la Dumnezeu în mână la toți oamenii. Și nici noi nu vorbim de familiile altora. Înțelegeți, prieteni, sănătatea la toată lumea e la Dumnezeu în mână. Și nu trebuie să vorbească de copilul meu, că nu trebuie să vorbim așa ceva. Înțelegeți? Când va fi momentul, vorbim noi. Să nu mai vorbească de copilul meu, sâc așa, că el bea, mănâncă, copilul meu nu bea, nu mănâncă, și el bea și mănâncă la peci, la carne, și o să mă... Nu mai povestesc acum. De sâcă, ce are sâcă cu copilul meu? Face bizări cu copilul meu, prieteni? Dar nu doar el, patron, am mai zis să vadă de treaba lui. Am mai zis și altul. Da. El nu vorbește de situația lui Țică. Vrea să vorbesc eu de situația lui. O să vorbesc eu într-o zi de situația lui Țică, tot ce este. Prieteni. Bine, prieteni. Mă țin la curent că sunt supărată, sunt năcăjită. Când va fi momentul, o să vă povestesc tot ce fac. Cu umbru sunt amărâtă de două săptămâni pe drumuri. Da. În care veni și eu așa, că am întors camera, că nu se vedea. Da, mai prieteni, cum spuneam, adică, na... Chiar dacă avem noi probleme în familie sau nu avem, nu contează, e normal să vă povestim noi când o să vă povestim, vă dați seama că până la urmă să vă povestim. Acum avem și niște probleme și nu vrem să discutăm despre ele. Și mai ales cum v-am mai zis, adică dacă noi avem niște probleme în familia noastră, nu e normal să intervină alții și să vorbească despre noi. Dacă și știu, sunt conștiente că noi nu am povestit până acum despre vreo problemă, nu e normal să vorbească alții aiurea. Că așa puteam să povestim noi și nu știu ce. Cum nici noi, dacă are cineva vreo problemă în familie la Strehaia, noi n-am făcut niciodată vloguri sau asta să povestim despre problemele altora. Noi ne-am văzut de treaba noastră. Înțelegeți? Așa că... Eu cred că avem dreptate și cum v-am mai zis, noi facem vloguri, ne expunem viața, dar acum noi dacă avem o problemă privată și nu vrem să o spunem, nu suntem obligați să o povestim pe YouTube să facem vloguri. Sunt niște vloguri care filmăm ce vrem noi în fiecare zi. Nu avem obligație să filmăm tot, toate problemele, tot ce se întâmplă. Să facem vizuri cum facem. Nu. Noi filmăm ce vrem, când vrem și dacă vrem. Că dacă nu vrem, nu mai filmăm. Înțelegeți? Și înțelegeți și voi că sunt niște probleme care nu ne face plăcere să vorbim și să discutăm despre ele pe YouTube. Mai ales pentru vizualizări sau pentru nu știu ce. Înțelegeți?
Ia stai că mă sună cineva. Da. Nu am treabă, hai că te aștept. Cât mai durează? Bine, hai. Da, măi, prieteni, și asta zicem, că am primit multe comentarii, că vai ce s-a întâmplat, vai nu știu ce. Orice este în familia omului. Când o să fie, o să vă povestim, prieteni, v-am zis. Ce să mai zic? Prietenii noi, Dumnezeu e mare prieten, să ne dea sănătate la toată lumea și nouă și vouă, Crăciun fericit la toată lumea, că mâine e Crăciunul. Noi acum, prieteni, ce să facem? Asta e situația, dacă avem probleme care le avem, nu prea putem, nu mai sărbătorim Crăciunul, că suntem pe drum, nu putem să ajungem acasă. O să fiu cu patrona plecați unde suntem. Și asta e. Nu mai stai pe mură, socrat. Asta e și da. O să mai arătăm și pe vlogul lui patrona ce facem noi în situația în care suntem de Crăciun. O să vă arătăm și vouă că na, care e situația și cum stăm. Să vedem cum facem. Că na. Dacă nu suntem acasă, dacă eram acasă, știți cum sunt tradițiile la noi. Cu mese și cu alea și cu alea, da. Asta e important, cel mai important în viață, prieteni, este sănătatea. Sănătatea și asta e, să fii sănătos, să ai putere. Asta contează. Nu mai contează unde ești, cum ești și așa mai departe. Nu e așa, patronă? Da. Dacă avem sănătate, le facem de toate. Înțelegeți? Și de asta am vrut și patrona să zică două vorbe de nu știu cine a, ce-a zis pe live Sica. Nici nu m-am uitat pe live la Sica. Că spune Sica, de el Sica. Sica, mă rog frumos, nu, nici nu, am primit că doar nu comentarii. Vreau să mă supăr în jua, că și unul stai, nu vreau să mă cert. Este, da, Sica, am zis pe live ce a zis și Cristi ăsta Marin. Și Cristi Marin să-și vadă de treaba lui, prieten. Ca să facă vizualizări toată lumea. Și ăsta face vizualizări tot așa pe spatele la taică-mă. Că oricum, și așa nu se uită nimeni la ei, nici cu orice ar vorbi. Înțelegeți? Și degeaba fac. Dar vorbesc așa doar să agite lumea. Dacă ei văd că omul are probleme și nu postează nimeni nimic și nu vorbește despre problemă, de ce vă băgați voi? Nu înțeleg. Da. Zic că filmez. Bine, hai. Și, prieteni, ce vreau să zic? Cu ăștia. Dar ăștia, prieteni, și-au făcut carnalele pe urma noastră. Da, măi, prieteni, să-și vadă fiecare de treaba lui. Înțelegeți? Zi, patronă, ce vrei să zici? Prieteni, asta este. Să nu mai... Când a venit din pușcărie, n-a venit toți la mine. Și acum mă critică pe canalul și vorbesc de mine de canalul. Să vadă de treaba lui. Toți de treaba lui, că toți au viața. Viața lor e în mâna lui Dumnezeu la toți. Să nu mai vorbească de copilul meu. Când o fi, vorbesc eu de copilul meu. Să nu mai zică că le pare rău de copilul meu, că nu s-a dus niciunul la pendicial la el. Da, nici femeie, nici bărbat nu s-a dus nimeni. Nu, dar pe YouTube la toată lumea îi pare rău și nu știu ce, dar de sunat nu a dat nimeni un telefon. Păi s-a întâmplat ceva, sunteți bine, nu sunteți bine, unde sunteți? Ce s-a întâmplat cu voi? Nu, n-am primit niciun telefon de la nimeni. Dar pe YouTube sunt bun tot să vorbesc. Da. Așa e, prieteni. Ne urmăriți pe canalul meu, pe alu Alin și atât. Pe alu Lumina, care ce face familia noastră. Prieteni, noi ne vedem mai târziu. O să mai revenim cu detalii, cu vloguri pe canalul patroana, pe canalul meu. Și ce să mai zic. Vă mulțumim tuturor că sunteți alături de noi, să vă dea Dumnezeu sănătate, fericire la toată lumea și Crăciun fericit. Și la copilul meu și la nepoții mei, Crăciun fericit și la dumneavoastră care ne pare rău de noi, la care le pare rău de noi să fiți sănătoși. Vă pupăm, prieteni, și vă dorim o zi minunată.